Conservele sunt la mare căutare în ultima perioadă și reprezintă prima alegere pentru cei care vor să-și facă un stoc de alimente neperisabile. Principalul avantaj al conservelor este reprezentat de termenul de valabilitate îndelungat, uneori chiar de câțiva ani. Însă specialiștii trag un semnal de alarmă, afirmând că acestea sunt toxice pentru organismul nostru. Pentru a nu rugini și pentru a păstra prospețimea alimentelor din interior cât mai mult timp, conservele sunt de regulă căptușite cu o peliculă de material plastic ce are în compoziție bisfenol. Bisfenolul se regăsește și în dozele metalice, dar și în sticle de plastic în care sunt puse băuturile răcoritoare, acele peturi. Specialiștii afirmă faptul că acestea ar fi foarte toxice. Dumneavoastră, ce părere aveți? Păi cred și eu tot așa, da, că sunt puse tot felul de substanțe ca să țină, să nu se strice și cele mai bune sunt cele făcute de gospodin acasă. Dumneavoastră consumați conserve? Nu, făcute de mine, da, dar din comerț nu prea iau. Studiile au demonstrat că bisfenolul se transformă ușor din materialul plastic în alimentele din cutii, sticle și ajung astfel să intre în organismul uman. Păi nu numai conservele, asta cu conservele, eu nu știu cum se află tocmai acum. Pentru că dacă Institutul de Statul nu mai funcționează, cine? Mâncăm tot ce ne dau prietenii noștri europeni, nu mai controlează nimeni. Deci, scurt și cuprinzător. Potrivit mai multor experimente efectuate, cantitatea de bisfenol din sânge crește și de 20 de ori după consumul unei singure conserve. Conserve toxice, s-a demonstrat că bisfenolul influențează activitatea glandelor endocrine. Se poate ajunge astfel la dereglări hormonale, deoarece nivelul hormonilor din organism este modificat. Nocivă este, dar în cantitate foarte mare, să consumi foarte multe conserve. E puțin nocivă, dar nu. În general, oamenii nu mănâncă zi de zi conserve și ca atare nu este nocivă. Dar așa este știrea că conservele, dar n-au spus în cantitate mare, foarte mare, sunt nocive. Cercetările au mai demonstrat că ambalajul conservelor conține și oxid de zinc, iar particulele mici din acest compus sunt transferate în alimente. Bisfenolul a fost asociat de multe ori și cu alte boli, precum obezitatea, afecțiunile cardiovasculare și diabetul. De asemenea, bisfenolul crește riscul pubertății precoce și poate duce la apariția de modificări comportamentale în rândul copiilor.